bunica mea avea și eu o vorbă. Ia. Dacă nu mănânci și ultima bucată de mâncare de farfurie, îți pierzi norocul. Era mult domnul așa, da. Puterea, sau puterea. Puterea, exact. Puterea, bine da. Că, uite, știi ce s-a întâmplat? Eu nu sunt mofturoasă și îmi plac și preparatele românești și cele turcești, de pildă. Anda, bună dimineața! Ce avem astăzi în meniu? Bună dimineața, Lili, îmi place tare mult vorba bunicii tale, să știi că și bunica mea are o vorbă. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Așa că, iată-mă, sunt alături de Marius, care o să ne povestească secretele bucătăriei turcești. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, bun venit din nou în bucătăria orientală turcească, cea vastă și plină de gust, bineînțeles. Mulțumim tare mult, văd că ne-ai pregătit foarte multe preparate. Cu ce începem? Care ar fi aperitivele? V-am pregătit o mică parte din câte feluri avem noi în restaurant. V-am pregătit câteva startere de începutul mesei, unde poți veni și gusta din mai multe gusturi, cum ar veni acest mix meze, care conține salată de vinete, baba ganoush, labne, cremă de iaurt cu usturoi, salata tabule, pe care o știm, cea verde, gustoasă, sățioasă, salată de vinete, mutabal, sau humusul, care este preferat de toți clienții noștri pentru că are un gust specific nou. Însă, avem și diferite salate, dacă doriți. Salata fatuș, crutoane, rodie, sos de rodie, un gust extraordinar, dulce acrișor. O salată aciliezme, ușor picantă, ce vine din sudul Turciei, oferă un gust de picant. Clienții noștri sunt foarte, foarte diversificați, preferă amărui, picant, tot ce avem noi în bucătăria noastră. Tot ce mi-ai prezentat până acum arată foarte bine, mie însă îmi place să le mănânc cu puțină pâine. Ce avem acolo? Aici avem un lavaș turcesc, o lipie turcească făcută de noi în casă, din 2-3 tipuri de făină cu susan. Ia uitați cât de bine arată și cât de sățioasă este. Este foarte, foarte subțirică. Haideți să o rup să vedeți. Subțire, ce vine servită cu toate felurile de mâncare de la noi din restaurant. Cu ce continuăm? Continuăm după startere, după ce ne delectăm cu puține salate, începem cu felul principal, trecem la partea serioasă. La trecem un kebab. La carne, nu? Exact, la carne, la un kebab, la o frigăruie. Noi aici v-am prezentat două dintre kebaburile cele mai vândute și cele mai gustoase ale restaurantului, cum ar fi Adana Kebab, carne de vită și oaie tăcată mărunt la satur, ușor picantă, cu o garnitură de bulgur cu legume, roșii, ardei copt, ceapă cu sumac, varză roșie și salată verde. O nebunie, un gust extraordinar. Dacă nu sunteți, nu preferați ușor picant, puteți încerca un kebab normal. La fel, vită și oaie, mărunțit la satâr, cu garnitură de bulgur roșie și ardei copt. Ia uitați cum arată un preparat la noi. Dacă însă nu sunteți consumatori de carne tocată, puteți încerca și o frigăruie de oaie, ciopșișul mai exact, din mușchiuleț de oaie, la fel vine cu garnituri. Frigăruie din piept de pui, pentru că e una dintre cărnurile preferate de clienți, bineînțeles. Probabil că toată lumea mănâncă pui, nu? Exact, toată lumea mănâncă pui, însă noi încercăm să le oferim un gust mai specific cu baițurile pe care le pregătim noi în bucătăria noastră turcească. Ce altceva mai avem? După ce servim cele două feluri, cum ar fi starterul și felul principal, vă recomand neapărat să încercăm și un desert turcesc. Bineînțeles, cum ar fi o baclava. Vedeta bucătăriei turcească, baclava cu fistic. Extraordinar de fragedă în interior, crocantă la exterior, cu fistic, cu nucă însiropată. O nebunie de și gust. Și după toate aceste gusturi, ideal ar fi să bem și un ceai turcesc, nu? Eu vă recomand să bem ceaiul înainte de masă, pentru că ceaiul este un digestiv, îți poate face poftă de mâncare, însă după masă îți recomand pentru energie, să te energizeze pe toată ziua, să-ți bei o cafeluță turcească, fiind foarte aromată și plină de caimac, îți va oferi energia necesară pentru o zi plină. Mulțumesc tare mult, Marius! Dragilor, cu siguranță am ce să vă aduc, așa că, Lili, băieți, pregătiți masa, că vin!